Sunt de vorbă cu trupa Hybrid Symphony din Secretul Marmației. Haideți să facem prezentările. Cum e Leonardo? Vioră? Căvigan Borlatole? Chiașa Bogdan? Voi Mirona, vocalist? Ciocan Claudiu, chitară? Lătaru Bogdan, chitară bas. De când există această trupă? Din mai 2012, oficial, de la prima ieșire. Fără de persoanele prezente, am avut încă o chitară, Cioban Grațian. Am avut încă o vocalistă. Cui este Clau? Am avut încă o vocalistă, sora Mironei, Delia Poiu. Și cam atât. Ce muzică faceți voi? Sincer, e un gen, cum spune și numele, destul de hibrid. Amestecătură între cam tot ce ascultăm noi. E, să zic, influențele generale și de bază sunt sinfonicul, metalul și alternativ. Cam pe acolo. În această perioadă de când v-ați înființat și până în prezent, ce apariții ați avut pe scenă? Păi, primul nostru concert a fost în Friends, când am cântat ceva mai soft, după care am apărut la concertul de adio pentru celălalt chitarist, care am prezentat tot așa cover-uri și ultima noastră apariție pe scenă a fost la festivalul Eternus Mare Amorosiensis, în urmă cu 6-7 luni. Da. Cam așa. Prin august, septembrie, cam așa. Și între primele două concerte am avut o apariție la Sighetenii au Talent, unde aproape am luat locul 1. Locul 2. De când ascultați fiecare muzică rock? Eu de când am intrat în trupă. Eu am crescut pe Metallica. Eu pe Queen. Cu Queen am crescut și eu. Ce înseamnă pentru voi muzică rock? Libertate. Energie. Exprimare. Da. Relaxare. Tot așa. Nerv și relaxare, da. Da. Totul, practic. Ce înseamnă să faci muzică rock în Sighet? Fiindcă știm cu toții că acest curent muzical în ultimul timp nu prea mai este atât de promovat și agreat de către tineret. Eu zic că înseamnă o provocare, în primul rând. A dorinței de exprimare, nu știu cum să explic. Ne chinuim și noi să facem ceva aici. Ce ne place. O provocare pe care ne impunem. Da, mai ales având în vedere că nu prea e un stil care mai e chiar atât de des consumat în zona. Și vrem să arătăm că chiar dacă nu suntem, nu ne agrează, să zic așa, majoritatea lumii din Sighet, noi tot, de aia tot putem. Și în primul rând vrem să promovăm genul. Prin asta. Ce probleme întâmplă o trupă de rock în Sighet? Cum sunteți voi, de exemplu? Păi, pe lângă desconsiderație față de public, din partea publicului, pardon, ar fi probleme financiare, evident. Spune scumpe și în primul rând nu găsește trupa un loc unde să cânte. Unde putem cânta liniștit. Unde putem să repetăm, mă refer. Deci, principala problemă a trupei este în momentul de față găsirea unui loc unde să facă repetiții. Da. Unde să repetiți. Da. Ce planuri de viitor aveți? Să ajungem cât mai sus. În principal să ne facem auziți. Știu că în curând o să aveți un concert în Sighet, împreună cu o trupă din Franța. Puteți să ne dați câteva detalii? Da, va fi în 23 aprilie, la Friends Pub. Vom cânta împreună cu trupa The Grand Zeft din Franța. O trupă destul de nouă, un curent destul de nou. Se spune un fel de crunk rock. E un gen interesant. Recomand publicului. Mie îmi place personal. Și lui îi place. Și împreună cu Dirty Shirt, evident, prieteni foarte buni, o trupă în ascensiune, cu multe premii, locul 2 la GBOB și multe altele. Și în principal o să vină cu o lansare de album nou și un clip nou. Din câte știu, până acum ați cântat mai mult cover-uri. La fel va fi și la concertul cu trupa franceză sau va fi ceva special? Aceasta va fi prima reprezentație în care vom cânta doar piese proprii. Ce le-ați recomanda sighetenilor pasionați de muzică rock? Să vină la concert. Să le susțină, în primul rând.
prin cum se poate, prezență la reprezentații, sală, orice e binevenit. Un gând la final? Da, îmi dorim în primul rând să mulțumim Franțpa pentru ajutorul din trecut și domnului Marișoan pentru toate. Și în rest, vă așteptăm la concert. Mulțumesc!